Ne-am reîntors, suntem împreună la Super Neața de Weekend și mai departe ne vom adresa atât doamnelor cât și domnișoarelor. Vom vorbi acum despre make-up, despre stilurile de make-up, stilul intens versus stilul minimalist. Iar Dana Petrina este în dimineața asta alături de noi și ne va ajuta să ne dăm seama ce stil ni se potrivește. Bună dimineața! Bună dimineața! Păi pornim de la stilul vestimentar. E simplu, okay. Cum ne place să ne îmbrăcăm, cumva ne place să ne și machiem. Așa după este. Care trebuie să ținem cont de culoarea părului, de locul în care mergem. Dacă e zi sau dacă este seară. Dacă este seară, despre acum se poartă, este la modă cu dress code-uri. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. Și trebuie să ținem cont și de trăsăturile feței, nu în funcție de asta. Exact. Dar trebuie să ni le descoperim înainte. Trebuie să ni le descoperim înainte, dar dacă ne dorim neapărat un anumit look, sunt convinsă că un make-up partis cu siguranță va găsi o variantă și pentru doamnele care poate, pentru care este poate mai dificil să abordeze un stil de machiaj. Ai venit astăzi cu o domnișoară foarte frumoasă, nici măcar nu cred că are nevoie de machiaj, sincer, este superbă. Aproape nu are fond de ten, deci... Nu cred așa ceva. Da, deci are așa o... Așa și ea are acum un... poartă un make-up, nu? Poartă un make-up, poartă un smoky. Dar făcut în nuanțe de maro. Ok. Da, este foarte fin. Pentru că, cumva, atunci când spunem smoky, tindem să credem că smoky înseamnă negru. Negru, da, smoky negru este doar o tehnică. Okay. Smoky poate să fie făcut și cu roz, și cu portocaliu, și cu verde. Este doar degradeul. Doar că, na, am împrumutat din engleză. Da, noi imaginăm smoky, machiajul la intens, foarte negru, foarte putem dur. Putem să-l facem cu absolut orice culoare și am făcut un smoky foarte ușor, cu nuanțe de maro. Și am, ca să-i ridic și mai mult privirea și să ne jucăm puțin, și pentru că în dimineața asta am venit la voi și am vrut să fim mai speciale, i-am ridicat ușor, să privești puțin în față, i-am ridicat ușor colțul ochiului decât cu puțin fard negru care pare că este tuș, dar nu este tuș, ce credeți, este fard. Așa ca este. Să fie foarte fin. Că nu am vrut să avem în dimineața aceasta un machiaj foarte încărcat. Da. Doar pentru acest eveniment. Să zicem că nu este cazul aici, că Ariana este foarte tânără și foarte frumoasă, dar să zicem că avem o anumită vârstă și avem o ploapă căzută și avem nevoie de un machiaj spectaculos pentru un eveniment. Cum ne sfătuiești? Atunci când avem o ploapă căzută, singura modalitate prin care o corectăm este să folosim o culoare închisă. Okay. Pentru că așa noi recreăm un alt pliu. Și atunci este ok să punem o culoare închisă pe ploapa superioară, dar nu colorată. Okay. Și dacă tot avem o anumită vârstă, este foarte important să nu punem pe ploapa inferioară. Ne oprim cu machiajul doar pe ploapa superioară. Și toată linia machiajului este către sus. Okay. Poate, nu știu, o zic așa, foarte grosomodo, da. Cumva și tăiem puțin din lungimea ochiului, doar să ridicăm, sus. Ok, deci practic ăsta ar fi un tip de machiaj intens pentru o ploapă căzută. Da, poate fi un... nu, machiajul Ariane este special pentru ea astăzi, dar pentru o ploapă căzută se poate și chiar este indicat un machiaj intens, astfel încât să putem ridica, forma ochiului. Și când este valabilă expresia less is more în machiaj? Întotdeauna. Adică, întotdeauna. Adică când este mai bine să fie mai puțin decât prea mult? Cumva, uite, și în cazul ploapei căzute, dacă o lăsăm și nu-i facem absolut nimic, doar trecem toate produsele de contouring, adică blush-ul, de exemplu, îl folosim pe pomete, după care îl trecem puțin și pe ploapa superioară. Okay. Contouring-ul la fel. După care aplicăm mascara foarte bine, deja este o corecție pentru o ploapă căzută. Ideea este să nu ne băgăm acolo unde nu controlăm, unde nu știm. Așa acolo este. Este problema. Și e vorba și despre tipul de
de față pe care avem, dacă avem o față mai dulce, mai rotundă, ce fel de make-up ne se potrivește, orice. Și dacă make-up avem... dulce, dacă ai fața dulce, make-up dulce. Și dacă dulce. Avem o față așa, un pic mai acră. Păi eu de asta, că aveam o întrebare, de exemplu, există vreun machiaj sau vreo tehnică pe care poți să o folosești duminică dimineața, când nu ai doar pleoapele căzute, ci toată fața ta se duce către pământ din cauza gravitației. De exemplu, acesta e sacoșe, că nici nu mai sunt pungi. Sunt sacoșe, deci eu mă duc la magazin, le pun toate produsele aici. Putem să punem ceva? Uite, asta este o tehnică. Care, lovitul? Da, de sănătate în obraj păi prin lovire. Că ți activează circulația sângelui. Așa îmi ziceau părinții când eram mic, asta e tehnică, da. Da, cred că era puțin altfel, nu? Da, mai... Cum, ce facem? Putem să ascundem aceste dealuri? Dana Petrina știe mai bine, dar eu aș pune mult anticearcă. Chiar cum, da, nu chiar cum chiar să spunem ci de doar dimineață. Culoarea potrivită să neutralizăm. De ce n-ai nimic sub ochi? Pentru că e foarte tânără. Și e foarte tânără. Nu spune că și tu ai pungi, dar ești machiat atât de bine că nu se vede nimic. Că zici că te-ai născut acum, iartă-mă, e un compliment. Nu știu dacă ai ieșit cum am vrut să sune, dar asta am vrut să sune. Că noi, cele care nu ne-am născut acum, am înțeles perfect ce uite, ia uite, trollerul, are troller sub ochi, pe cuvântul meu. Ce ai spus, că arată de parcă s-a născut. Da, mi-am cerut scuze, eu am în capul meu, am vrut să sune altfel. A fost un compliment. E un compliment, adică ești aur, gold. Pentru noi a fost... Diamond, nu știu, mă afund mai rău să plec? Trebuie să plec? Da? Sună... Alo? Doamna Bubu? Îl aduc acasă acum. Da, am înțeles. Deci, pentru un tip de fățucă rotundă, merge orice tip de make-up. Da, doar că trebuie să insistăm pe conturingul feței. La o față rotundă, trebuie să insistăm pe conturingul feței, să o aducem către forma ideală, adică cea ovală, cât putem de mult. Forma ideală e ovală la față? Da. Adică dacă e prea rotundă, facem aici niște umbre. O ovală în coasă? Adică nu este niciun tip de față pe care îl regăsim în acest caz. Cum n-avem față ovală? Cum? Ce mă vălă față încât am văzut, ești nebun? Uite, poate să ne spună, Dana, cine are față ovală? Ce tip de fețe avem, uite. De ce mă pui în această situație? Ia-ne pe noi, lasă-le pe fete, ia-ne pe noi. Tu ai ovală ușor alungită. Iau! Uite ce înseamnă! Câștigătoarea sunt eu, am față ovală, da? Deci ați auzit? Bun. Mulțumim foarte mult pentru sfaturi, o să ținem cont de ele.